Nicușor Dan. Întotdeauna am fost bun la matematică. Așa m-am trezit în școala generală. Am mers la toate olimpiadele posibile. În clasa 11 și 12 am fost la Olimpiada Internațională, am luat premiul întâi. M-am dus la facultatea de matematică. După 3 ani am plecat în Franța la un doctorat. M-am întors în 98. Deși puteam să rămân acolo, mă simțeam neîmplinit și simțeam diferența culturală cu societatea franceză. Mă simțeam mai bine aici, simțeam o afectivitate colectivă, ca să zic așa, și o complicitate cu oamenii de aici. Am plecat în 92 în Franța cu gândul să mă întorc, m-am întors în 98 și un an de zile a fost așa o euforie. Făceam matematică ziua și petrecere seara și noaptea. În 99 am înființat împreună cu un prieten o asociație, Tinerii pentru Acțiune Civică, în care încercam. Deja încă din Franța, în ultimii ani, organizasem un seminar cu românii de acolo în care dezbăteam probleme politice. Intenția mea era să-i convinc pe oamenii ăștia să se implice ei în politică. Eu niciodată nu avusem gândul ăsta, voiam să fac matematică și ea. Deci am înființat această asociație Tinerii pentru Acțiune Civică, în care încercam cam ce este azi Liga Studenților Români cu Studii în Străinătate. O rețea de oameni care să își spună părerea pe diferite probleme ale societății. Cu asociația asta am organizat, în parteneriat cu președintele României de atunci, Constantinescu, și cu, în fine, mai multe instituții, am organizat un forum al tinerilor plecați la studii. Au venit vreo 400 de persoane, din care au fost dezbateri și pe chestiuni de actualitate românească de atunci. Unii dintre ei și-au găsit de lucru prin ministere, prin structuri, vreo 10. În paralel, în 2000, era problema care rămâne în parte și acum, a faptului că tinerii pleacă la studii în străinătate imediat după ce termină liceul și în felul ăsta își taie legăturile cu România și șansele lor să se întoarcă în România sunt foarte mici. Și în multă lume venise cu ideea unei școli de elită care se organizează la București, care să îi țină pe studenții ăștia în România. Și în 2000 am, împreună cu doi prieteni, chiar președintele Constantinescu anunțase chestiunea asta la Sorbona, va organiza o școală pe modelul celebrei Ecole Normale Superior din Paris. Și împreună cu doi prieteni am scris proiectul. Constantinescu anunțase în 97, se făcuse 2000, nu se întâmplase nimic. Scriem noi proiectul, mergem cu el și după aceea văd ei mai departe cum îl pun în practică. Emil Constantinescu ne-a trimis la doamna Zoe Petre, doamna Zoe Petre ne-a trimis la Andrei Marga, ministrul educației de atunci, care după ce ne-a promis că înființează școala asta și găsește și o finanțare, nu l-a mai găsit la telefon. Da, refuzat să se întâlnească cu noi. Și atunci am încercat să o facem pe cont propriu. Am strâns după multe telefoane și informații cel mai bun consiliu științific, profesori români din România, din străinătate, profesori străini care aveau diverse legături cu România. Și am făcut un consiliu științific. Am avut în 2001, am funcționat cu $5.000 primul an. După care am găsit un sponsor care ne-a dat $25.000 pentru următorii 2 ani și tot așa. Din 2000 până în 2006 m-am ocupat de școala asta, am fost directorul
administrativ. De vreo 3 sau 4 ori eu aveam în continuare în cap ideea de a face numai matematică. De vreo 3 sau 4 ori am găsit un înlocuitor pentru poziția asta, niciunul dintre ei nu s-a descurcat și după o pauză de o lună, două, reveneam pe poziția de director. În 2006, în sfârșit, am găsit pe cineva care a preluat și nu a mai întors și, în sfârșit, ca un om liber, am zis gata, din momentul ăsta fac matematică. Și întâmplător ghinion, în vara lui 2006, primarul de atunci, Videanu, a venit cu un proiect de 4 blocuri turn în piața din fața Ateneului, acolo unde este parcarea acum. A fost o revoltă populară, o manifestație organizată de Victor Roncea, care era atunci la Ziarul Ziua. A fost Doru Braia, a fost o manifestație de vreo 200 de persoane și oameni cu preocupări diverse. Unii veneau cu problema că se demolează Policlinica Spitalului Colțea, care s-a și demolat ulterior. Alții că se demolează Piața Obor, care s-a și demolat ulterior. Și tot felul de probleme care țineau de patrimoniul Bucureștiului. Și începând cu manifestația asta, am intrat în lumea asta, fără să aspir să devin vreun lider sau ceva, ci pur și simplu ca un cetățean responsabil să merg la întâlniri, să particip, să fac copii Xerox, să pun afișe, orice e nevoie pentru această cauză. S-a format un grup care a funcționat mai mult pe internet. Și după ce acest grup a funcționat vreo un an jumate, mi-am dat seama că el n-are nicio șansă să facă ceva structurat, pentru că erau discuții pe mail, care niciodată nu se concretizau, n-a fost niciodată scris un statut. Și atunci am selectat un grup de oameni din acest grup uriaș și am zis să facem o asociație cu statut juridic precis ca să putem să avem un dialog instituțional cu autoritățile și să putem să-i dăm o judecată inclusiv. Și la fel, în paralel, pentru că toată lumea se plângea, dar nimeni nu reușea să pună pe hârtie tablou complet, mi-a luat vreo 4-5 luni, am scris un raport, București, un dezastru urbanistic, în care am explicat, după multe discuții cu arhitecți, cu oameni care erau în mediul ăsta și erau specialiști, am explicat care sunt problemele mari ale Bucureștiului, care sunt mecanismele care le produc și care sunt instituțiile în care ar trebui să funcționeze și nu funcționează. Și toate astea, în martie 2008, am lansat și asociația și raportul ăsta și deodată, deși nu existam până atunci din punct de vedere mediatic, am avut la lansare 5 televiziuni și încă 20 de ziariști de presă scrisă și am devenit un fel de, eu și asociația, am devenit un fel de referință în problemele de dezvoltare urbană. Ziariștii ne contactau pentru că erau subiecte foarte tehnice pe care de multe ori nu le înțelegeau. Și probabil cel mai mare succes din perioada asta ONG-istică a fost modificarea legii urbanismului. În esență, înainte de această modificare care a avut loc în 2009, oricine putea să vină în orice oraș la Consiliul Local și să ceară o clădire de oricâte etaje în orice cartier. După schimbarea din 2009, această posibilitatea de derogare față de regulamentul orașului s-a redus la 20% și ulterior în 2011 la 0. Și a fost o bătălie mediatică foarte dură. Evident că am prin legea asta dispăreau o mare posibilitate de manevră a primarilor și toți au fost împotriva
instituirii ordinii în urbanismul din România. Am avut meeting-uri în fața Parlamentului, dezbateri, prezențe la diverse emisiuni și așa mai departe, și în cele din urmă a fost un succes, legea a ieșit așa cum am vrut noi. După care devenisem deja foarte cunoscuți, a început să vină lumea la noi și ne-am dat seama că de fapt jumătate din ce se construiește în București e ilegal, pe diverse grade de ilegalitate, că instituțiile de control nu funcționează, și atunci ne-am întors la ce ne propuneam la început, și anume să devenim o organizație care acționează instituțiile statului în judecată, și am început, mai întâi am făcut două procese pe care le-am pierdut pentru că nu știam foarte bine procedura, și ulterior am început să dăm în judecată primăriile și să câștigăm cu un procentaj destul de mare. Prin 2010-2011, în momentul special, în momentul în care l-am atacat pe primarul Sorin Oprescu, ne-am dat seama că am pierdut o mare parte din presa care ne susținea. Deodată nu mai multe din instituțiile de presă care aveam un contact bun înainte, nu mai erau interesate de subiectele pe care le prezentam. Și atunci am realizat că, la fel, meeting-urile pe care le făceam înainte, începuseră să devine cam redundante, mereu erau aceiași 30-50 de nebuni care erau fie în fața Ministerului Culturii, fie în fața primăriei ca să reclame tot felul de lucruri. Și atunci ne-am dat seama că nu există decât două căi de luptă în lupta asta pentru București. Acțiunea în instanță, și am început cu timpul să ne structurăm, să mai vină oameni și să cumva să facem facem un algoritm care să nu inventăm totul de la zero de fiecare dată, deci lupta în instanță pe de o parte, și pe de altă parte lupta politică, și mi-am anunțat candidatura la primăria Capitalei. În momentul în care mi-am anunțat-o în noiembrie 2011, erau vreo 20 de persoane în jur care mă susțineau într-un fel sau altul. A fost un mic entuziasm într-un oarecare cer, că au început să vină oameni care să spună: uite, te putem ajuta cu tot felul de lucruri. Și entuziasmul ăsta a continuat până când alegerile au avut loc în 10 iunie. Grupul de oameni s-a mărit, au fost oameni care au stat pe străzi, în parcuri, au strâns semnături pentru mine, au fost formații care au cântat gratuit, au fost instituții media care m-au promovat. Deci a fost o mișcare, cumva o întreagă clasă socială sătulă de felul în care ea e reprezentată de actuala clasă politică s-a regăsit în această candidatură. Sunt convins că mulți nici nu mi-au citit programul, dar au fost convinși de onestitatea demersului și am ajuns să... Și deși sondajele de opinie dădeau 2-3% intenție de vot cu 2 zile, 3 zile înainte de alegeri, am reușit să facem 8,5%. Foarte important, am uitat să spun faptul că am strâns din donații de la oameni din buzunarul lor 50.000 de euro pentru această campanie. Deci am reușit să facem 8,5% și să dăm semnalul că se poate ca persoane normale, oneste dintre noi să acceadă la
funcții publice în România. Lucrul cel mai important este o barieră psihică pe care am resimțit-o și am simțit și momentul în care am înlăturat-o. În fine, noi când ne imaginăm lumea, facem tot felul de aproximații, pentru că nu putem să o controlăm. Și când te gândești la politică și la lumea politică și la felul în care țara asta, în fine, orașul, sunt guvernate, instinctiv separ lumea în clasa politică și noi restul și instinctiv îți spui unul ca mine niciodată nu o să aibă șansa să intre acolo pentru că sunt bani mulți, că sunt interese. Și de fapt, dacă dai la o parte această prejudecată, îți dai seama că lucrurile sunt exact invers. Adică există oameni ca tine care sunt gata să te sprijine să faci o breșă în ce înseamnă clasa politică în momentul ăsta. Super.